Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când lumea bârfește pe seama ta. Pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Proverbe, capitolul 16, versetul 28. Ziarele de scandal, talk show-urile și poveștile vânătorești înfloresc când sunt alimentate de bârfă. Firește, toți avem partea noastră în răspândirea acestui flagel și tragem ponoasele. Fie că se bazează pe adevăr, ficțiune sau câte puțin din amândouă, nu e mai puțin dureros. Deși societatea o consideră relativ nevinovată, Dumnezeu pune bârfa în aceeași categorie cu pisma, vorbirile de rău și tulburările, conform 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20. Așadar, când ești ținta bârfei, ce poți face? Întâi, când e posibil, ignoră. Cei ce bârfesc se simt satisfăcuți că te-au supărat. Deci, cu cât te superi mai mult, cu atât mai mult te vor bârfi. Nu reacționa cu mânie, nu faci decât să pui paie pe foc. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea. Proverbe, capitolul 26, versetul 20. Ce mai poți face când ești ținta bârfei? 2. Când consider că e potrivit, corectează-o. Bârfa poate duce la haos și poate frânge inimi. Deci, dacă poți clarifica lucrurile, vei putea reduce daunele. Dar uită de ispita de a spune tuturor că știi adevărul. Nu vei face decât să răspândești focul, să lărgești cercul și să alimentezi pofte nesănătoase. Solomon a spus, cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Versetul 22 din Proverbe 16. Fă un pas în spate și întreabă-te cine este cu adevărat important în viața ta. Apoi încearcă să reglezi situația cu acele persoane. Cu timpul ei îți vor lua apărarea față de alții. În multe cazuri, vorbele lor vor fi considerate mai obiective decât ale tale. Adevărații prieteni iartă întotdeauna și își apără prietenii. Iar bârfitorii își vor găsi zvonuri mai incitante, vor lua pe altcineva în vizor și te vor lăsa în pace.